Dacă tot m-a prins Moș Crăciun mâncând cozonac, eu zic să mai mănânc puțin, ce ziceți? Acceptați, nu? Astăzi duelul cozonacilor, oameni buni, ajunge la final și invităm în platou pe gospodina șefă, cea care l-a impresionat cel mai tare pe Nea Vasile. Vine imediat doamna, dar până atunci vă rog frumos aplaude pentru Nea Vasile! Lume, să treci, bă, Nea Vasile, bă! Ce faci? Hai, ia un loc aici! Hai, Nea Vasile, ia un loc! Ia un loc aici, Nea Vasile, că astăzi uite-te ce dăm! Uite-te și mata ce dăm astăzi. Trofeul cozonacul de aur, a? Cred că aici mai ai și mata timp să respiri. Exact. La cât ești la cozonocărie? La 4? La 4, da. Ce? Mă doare de aici până aici piciorul când m-am așezat. Aoleu, acum? Acum, când mă așez, că am fost într-una activitate și când iau pauză... Foarte da, tare. Să vorbiți mai tare. Are da, la manieră Nea Vasile și vorbește să se audă până în Bucovina. Până în Bucovina, da. Nea Vasile, acum noi am plecat la o competiție foarte serioasă unde v-am acordat credibilitatea maximă pentru că chiar sunteți un expert în cozonaci și ați dat note. Exact. Și am zis că să dăm acum cozonacul, trofeul ăsta pentru cel mai tare cozonac, a? Bună treabă, bună treabă. Ați dat un singur 10. Aș fi vrut să dau 3-4, dar dacă n-a fost, n-a fost. Adică? N-a fost să fie. N-a fost ce trebuie, a? Sub nicio formă. Vă pare rău ceva? Nu, îmi pare rău că n-am mai fost cu cozonaci mai bun altcineva, să mai dau un 10, 2, 3. Da. Dar nu... Perfect. Ce note am dat? Haideți să o poftim pe femeia care a luat 10 la competiția noastră. Singura care a obținut punctaj maxim. Este vorba despre doamna Elena Timofte, venită din Botoșani. Bravo, Iulica! Sărut mâna, doamnă! Doamna Timofte de la Botoșani, da? Da. Doamnă, dumneavoastră, se pare că ați luat singurul 10, vă dăm imediat și premiul și trofeul și tot vedem, dar până una alta ați adus două surprize. Turtă făcută tot de noastră? Da. Poate ne băgăm Nea Vasile și la un concurs de făcut turtă, cine știe. Și aici ce avem? Poale în brâu. Brânză dulce făcută de la Botoșani, nu? De la Botoșani. Doamnă, vă rog frumos, lăsați-mă să gust niște poale în brâu. Ia vezi, Nea Vasile. Are drojdie suficientă? Cu măran? Cum e? Aia e dulce. Asta e crustafie de bună. Doamnă, vreau să vă spun ceva. Fii atent, eu te imit pe mata. Arată bine caspe. Au și mărar și un pic de ceapă. Au și mărar și ceapă. Da. Sunt prea mici, doamnă. Sunt foarte gustoase, dar să nu uităm de ce ne-am adunat aici. Luați un loc pe canapea, vă rog frumos. Și pentru că dumneavoastră sunteți foarte talentată, stați să punem aici turta. La mulți ani, 2018, sărbători fericite pentru emisiunea La Măruță. Doamne ajută! Doamne, dar cu ce i-ați dat pe turta asta? Cu jele, cu sirop, Cătălin, de care lipește. E comestibilă treaba? E, da, e siropele, siropele. Iar dumneavoastră ați luat premiu pentru cel mai bun cozonac, da? Haide, luați un loc pe canapea, doamne. Doamne, știți ce regret am avut eu data trecută? Că eu nu am gustat. Știți că data trecută eram în post, da. Și n-am gustat. M-a durut sufletul că n-am putut să gust eu din cozonacul de 10. Toți cei care au mai gustat după aceea aici la emisiune au zis că așa cozonac n-au mai întâlnit, că se topește în gură. Nea Vasile, haide să vedem dacă ăsta ce-a dus doamna astăzi tot de 10 ar fi. La feliat înainte mi-a luat mie bucuria de a-l rupe în direct. Deci doamna Timofte, de cât timp faceți cozonac, doamna? Hai să gust eu de cozonacul ăsta de la nota 10. Cam de 35 de ani. De 35 de ani faceți cozonaci? Din copilărie. Ba, adevărul că e... Știți, pentru noi, are românii, creștinii ortodoxi, cozonacul reprezintă sărbătoare și bucurie. Noi avem cozonacul în ADN. Mireasma cozonacului nu poate fi... Uite-mă cineva care mă înțelege. Am cozonacul în ADN. Da, doamnă, așa e. E sau nu e?
Cozonacul reprezintă, cum am spus, bucurie, sărbătoarea familiei, e simbolul mesei de Crăciun și eu reprezentând o zonă în care e un leagăn de cultură, spiritualitate și tradiții. Acolo se pune harta încui, la Botoșa. Da, de acolo a plecat Ionescu, de acolo a plecat Ionescu, Lucian, Iorgaș și alți oameni de cultură, de acolo a plecat părintele Cleopa și eu vin din satul din care este patriarhul Teoctist. Și vin cu, eu reprezint ce e tradiție culinară. Și speranța mea este că noi românii, după 30 de ani în care am cumpărat falsuri frumos ambalate, resimt că generația dumneavoastră și a copiilor mei revin la ceea ce e tradiția poporului român. Am avut două milenii, o alimentație sănătoasă și am fost un popor sănătos. Ori acum e păcat că nepoții mei, generația nepoților mei, sunt mai bolnavi decât bunicii. Și cauza principală este alimentația. Și cred, eu cred într-o revenire, pentru că altfel vom fi o nație cu bolnavă, ca și clienți ai cabinetelor medicale și spitalelor. Doamnă, foarte frumos. Dacă ați fi candidat la ceva, vă votam. Pe cuvânt, adică sunt foarte niciodată. Frumos. Nu, dar, dar e realitate. Doamnă, ați câștigat deja, v-am votat, sunteți președinta Cozonacului. Mulțumesc. Deci, acum, sincer, când am văzut pe Nea Vasile data trecută că a gustat el cu multe, așa, din partea stângă în partea dreaptă, n-am înțeles de aceea de a 10, dar adevărul că ți se topește în gură, jur. Jur. Singura problemă care este, și pot să vi-o spun eu sincer, doamna nu prea are mirosul puternic. Acum, dați-mi voie, că sunt și expert după 3 săptămâni aici de cozonăcărie. Poate fi remediat. Acum depinde. Fiecare avem gusturi diferite. Sau am eu nasul fundat astăzi. Bagă Iulica, hop și așa. Lasă-mă. Doamna Victoria, vă rog frumos, veniți și dumneavoastră pe canapea. Data trecută n-ați gustat. Trebuie să dăm trofeul. Na, Vasile, dă-și mai atat microfonul doamnei Victoria. Vă rog, doamna. Hai să gust acum. Țineți microfonul. Să gust acum. Să rămână, bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine ați venit! Așa. Doamnă, ăsta e cozonacul care a luat nota 10. Da, să vedem. Ia să vedem. Doamna, să știți că e un fel de mâna dreaptă al Nea Vasile. E din partea noastră să-l verificăm dacă, pe Nea Vasile când face blat. Dacă mă acceptă în echipă domnul Vasile. Când face blat. Categoric, nu. Cum să nu? Nu e. E bun. Și crema. E bună. Le merge. Da, să topește în gură. Doamne, n-ați luat degeaba 10. Ziceți rețeta repede pentru cei de acasă, ca să facă un cozonac n-o de 10. Nu o să vă spună niciodată. Ba da. Da? Vă spune, rețeta poate fi spusă oricui, oricând. Dar rețeta reprezintă o parte din reușita unui cozonac. Sunt mulți factori care... Păi ziceți, doamne, ceva concret, ca să facă oamenii cozonaci așa buni acasă. Ceva concret. În primul rând trebuie să ai suflet curat și credință. Pâinea, cozonacul, tot ce e din grâu, nu va ieși niciodată pe aceeași rețetă, dați la 10 persoane aceeași rețetă și aceleași materii prime și nu va ieși niciodată la fel. Da. Deci contează sufletul. E enorm de mult. Doamnă, dar aș vrea să-mi răspundeți și mie la o singură întrebare. Spuneți-mi dacă contează frământatul. Foarte mult. Foarte mult. 80%, da? Nu chiar 80%. Nu chiar 80%, dar... V-am spus ieri cu mămințea bunica... Da, deci frământatul e vreo 50%. Frământatul este... Doamnelor și domnilor, avem un premiu foarte important de dat. Avem acest trofeu. Pentru că doamna Elena Timofte este singura care a luat 10. Nea Vasile! Avem cozonacul de aur, trofeu, cozonacul de aur la măruță. Doamnă, vă dăm acest trofeu, Nea Vasile, vă rog frumos. Din a ta, președintele juriului. Bravo! Doamnă, succes mai departe. Avem și o diplomă. Cozonacul de aur se acordă premiul doamnei Elena Timofte. Mulțumesc. Și stați un pic să vedeți. Stați un pic. Punem asta aici. Doamnă.
Să știți că noi suntem foarte serioși aici la emisiune și vreau să vă ofer... Doamnă, vreau să vă ofer, sunt prietenii mei de la Maria's Ladies Box și au zis Măruță pentru așa premiu. Vreau să-i fac cadou câștigătoarei. Doamnă, aveți un lănțișor de aur. Aveți un lănțișor de aur cu un cozonac ca medalion. Uitați, este aur. Stați să scot de aici. Uitați. Deci, doamnă, sper să-l purtați cu plăcere. Aici este cozonacul de aur. Chiar e de aur, da? Iar pe spate scrie foarte frumos la Măruță, ca să știți de unde e. Dați-mi voie să vi-l, să vă pun această bijuterie la gât, să o purtați cu drag. Chiar este un cozonac de aur. Mulțumesc. Pentru mine e o trăire emoțională puternică. Sunt o visătoare profesionistă, dar nu am visat niciodată să ajung în ipostaza de a primi de la dumneavoastră trofeul. Și... Medalia noastră este de aur. Cozonacul de aur. Sărut mâna. Numai o secundă. Stați să nu vă... Stați un pic. Perfect. Oameni buni, cozonacul de aur îl are doamna Elena Timofle. Ole, 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 ole. Bagă, Iulica, ceva pentru cozonacul de aur. Bagă, Iulica. Super, doamne, mersi. Bagă, Iulica. Confeti, lumini, sobe, bagă. Bravo, Iulica. Iulica, mănânci cozonac? Ești la post? E la post, nu mănânci, las că îți păstrezi până după Crăciun. Doamnă, felicitări! Aveți și aici garanția, pentru că aveți acolo toate datele despre lănțișor și despre cozonac. Dați-mi voi să vă iau un braț. Ați câștigat cozonacul de aur, doamnă! Vă dea Dumnezeu sănătate! Nea Vasile, mult succes! Ai fost un om foarte corect și apreciez treaba asta. Am bucur. Să știți că omul ăsta nu s-a lăsat influențat, iar în perioada asta a primit și amenințări, a primit și în post niște jurături, dar asta este viața, dacă nu? Dacă nu ar fi corect, nu i-ar ieși cozonacul. Pentru că e de pe suflet, nu? Da. Să știți că facem niște cozonaci senzaționali. Fii atent, mâna Vasile, îți dau și mă ta un premiu, să nu pleci cu mâna goală. Stai că ăsta cu protevel ținem noi. Îți dau, uite bre, ți-i dau pe ăsta, sărbători fericite, Măruță, pune-l mă ta acolo la cozonăcărie și mănâncă, da? De la Botoșani. Vă mulțumim mult de tot! Doamna Victoria Sărumâna, vă mulțumim mult de tot! Luați cozonacul, doamnă, luați diploma! Plăcintele rămân aici și cozonacul. Mai am câțiva invitați. Nea Vasile, luați și... Băi, câștigător, v-am dat cozonacul de aur. A fost cozonac de aur?